Salut! Azi este duminică, 28 aprilie și suntem în Parcul Iore. Am plecat de la cazare și mergem să dăm o tură de parc. Este parcul meu de suflet. Asta este parcul. Deci este parcul meu de suflet. Mă încarc cu energie aici. Ei, asta este o parte din parc. Mergem să dăm o tură mare. Am zis că o să venim și cu copiii. Tura viitoare sau când o fi. Să venim și copiii să ne bucurăm de parc. Un weekend. Și o broască testoasă. Sunt multe broaște, dar în partea aia acolo erau. Dar așa sunt tot la că iau ce mare e. Hai, mai departe. Ce am? O groapă. Deci asta este pistă specială pentru alergat. În parc nu au voie bicicletele și trotinetele. Nu pe ele, e de cărat. Nu se pune. Așa. Și când eram noi mai tinere, eu cu vreșoara mea, aici de față, ne alergam pe stadion. Și am zis așa, următoarea provocare să venim să alergăm pe pista asta aici în parc. Doar că Lucian nu prea ne susține. Nu așa, Lucian? Aha. Uh-huh. Uh-huh. Oficial ne susții sau nu? Nu. Nu? Asta înseamnă că trebuie să venim noi două copii aici și să alergăm pe rând, în loc să alergăm împreună. Nu că am fi putut să, să alergăm mult, că trebuie să ai... Da. Mamă, dar și când îi văd pe ăștia, mi se face o poftă. Face o poftă de somn. Obosești numai când îi vezi. Nu, îmi dau energie. Asta este insula pensionarilor. Nu știu ce zice așa, dar în fine. Și trecem în partea cealaltă de parc. Pe Lucian l-am lăsat acolo pe o bancă. Ne vedem cu el. Deși el este în competiție cu noi cu pașii, eu am cel mai mult ieri 21.600 și o să-l depășesc azi, dar asta e problema lui. Deci aici ne gândim că ar fi o zonă bună de picnic. Noi deja facem planul pentru următoarea ieșire la București. Nu știm când va fi, dar așa, teoretic, cum ar fi. Pentru că mie îmi place foarte mult parcul ăsta și avem de toate de făcut în el. Și plimbare, și picnic, și locuri de joacă pentru copii. Uite și asta de gimnastică. Bine, mai sunt și astea care sunt cu plată, jocurile pentru copii, dar e ok. Adică chiar avem ce face și am văzut, cred că ieri, aseară am văzut, că se poate și cu vaporașul să facem plimbare. Deci ar fi frumos. Ia uite, Andreea. Acum să vedem dacă îl convinge pe Lucian să vină sau... sau nu. Am ajuns din zona de unde putem să luăm vaporașul. E, na, gratuite? Așa zici tu? Da. E, frumos. Bate vântul aici. Ai, deci e atât de plăcut, Doamne. M-aș plimbat toată ziua în el, toată ziua. Adică sunt în plătare.
Uite și vaporul de care vă ziceam. Știu, Andreea, că eu ți l-am făcut. Da, mergem către Lucian. Pentru că ne pregătim să plecăm acasă. Pentru că azi avem pe Iris și sărbătorim. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de azi. Și mergem, mă duc. Nu am mai făcut tort. Avem de gând să îi fac tort. Știți că, da, în vlogul cumpărăturile am luat un cofrac de ouă care, ce crezi, expiră pe 3. Și eu l-am luat să-i fac lui Iris, vreau să-i fac eu ceva, să scrie Iris, că nu găsim lumânări să-i cumpăr. Și mă gândeam să vopsesc să fac salată pe vrușce și mi-a zis urmăritare Alina că expiră pe 3. Mamă, ce m-am enervat și ce am făcut. Bine, că am consumat mai mult de 10. Noi o să plecăm săptămâna viitoare în concediu, așa că o să luăm 10 cu noi. Ne-am gândit așa și am trecut pe la Lidl. Nu știu, ieri, alaltă ieri, nu știu când am trecut. Cred că ieri. Alaltă ieri, vineri. Vineri am fost și am mai găsit iar un cofrag care expiră pe 14. Și am mai luat un cofrag. Așa că am și de cozonac și de vopsit. Și nu o să fac tort. În schimb am găsit niște lumânări, dacă o să vi le arăt în mașină, ce și cum. Și mergem acasă, iau un tort de la Lidl, sper să găsesc. Comandăm o pizza și umflăm niște baloane și facem și ziua lui Iris. Iubitele mele au rămas acasă cu mama lui Lucian. Însă v-am zis, organizăm un weekend și cu ele. Cu ele și cu copiii aici în Iore. Este târg aici. Lucian vrea un langoș. Lucian și-a langoș. Da, de mult s-a liberat. Simplu? Nu, și cu brânză. E langoș deja. Și aici de încolo ce are. Nu, scoveci. Da, e ziua noastră pentru tine. Am ajuns în Constanța. Am făcut două ore și puțin, să zicem. Cel mai puțin timp de până acum, chiar se mira Lucian. 2 ore și 10 minute, cap. Da, trebuie să cergem iar propriu, că sunt, e plin de gâze. Mergem până la Lidl, în Brătianu, să luăm tort. Și apoi mergem în poarta 6 să luăm și fetele. Și să mergem acasă să sărbătorim. Deci am venit la două Lidl-uri și nu am găsit. Vroiam tortul ăla de cheesecake cu fructe de pădure. Era la Super Weekend. Nu mi-a dat seama să le iau de ieri și nu le-am luat, acum m-am gândit, m-am ofticat nițel. Pentru că am zis că eu iau înghețată, dacă nu fac eu ceva, iau un tort de înghețată. Și a rămas pe permisa tort de înghețată. Și azi m-am gândit eu că ar fi bine să iau din ăla. În fine, nu am găsit, dar la Lidl-ul de la Icil am găsit niște torturi și prăjituri de la Delux pe care noi nu le avem pe Power Novac. Îți vă pun aici o poză, gata, am făcut o poză. Și nu știu, mergem să luăm fetele și apoi mă duc la Lidl-ul pe Power Novac și ce găsesc, aia iau. Buburuzele. Ce v-ai somnorit? Ai dormit, mă? V-a adormit Iris? Ia uite-o și pe aia mică. Aia vine la tasul grăbită. Pisoiul meu. Pisoiul meu somnoros. Asta parchează aici. Hai, parchează aici. Bună ziua. La mulți ani. De ce pupisica mea? La mulți ani, mă! Zi, happy birthday, ce to you! Ce v-ați dus acolo să luați bătaie la București? Dacă n-ați unul cu farul. Da, da, cu farul. Ce faci, mă, Iris, ți-a fost dor de tati? Da. După tati, dar de mine ți-a fost dor? De mami a fost dor? Ce? Trecem mai departe. Tati, baza. Tati. Să mergem acasă? Hai la mașină. Haide. Ce faci, Iris? Autobuzul, mă, ce rochiță ai tu, mă! Merge! Cine a venit la tine? Filip și cu Eva? Am zis, da? A venit și pizza. Avem așa de la Uncle. Una, asta este Uncle Sam. Și asta este pui cu bacon. Fetele mănâncă aici, fetele și băieții. Dar doar fetele văd. Iris mănâncă? Nu? Să-i explicăm. Doar deci Eva cu Rebecca mănâncă. Ia, ce să explici? Coronițe cu de-astea, flori. Ai, chiar că aveți amândouă, ia. Și pentru că, deci avem baghete de-astea în plus. Și temoșutarele lui Iris, pentru că de botez.
de botezul ei, nu a avut o rusitoare cum am avut eu. Și ne-am gândit, bine, și anul trecut, țin minte că tot rusitoare am fost. Și m-am gândit să port coroană cu flori și am dat și leva. Suntem rusitoare. Te vezi rusitoarea lui Iris. Mm-hmm. Bravo. Cocotac. Frații, se joacă. Blonzi ăștia doi. Ce ai tu acolo? Ce ai acolo? Ce ai primit? Ai primit-o cadou? Cadou, cadou, da. Pentru tine, da. Cum cântăm aici la asta? Cum zicem? La mulți ani! Bravo! Așa face? Am fost la Oșan ieri și am luat lumânările astea. Nu am găsit nicio variantă. Vreau scriu Iris. Și atunci, am luat asta cu felicitări, de unde o să iau I și R, și am mai luat un Ș, de unde o să-i tai codița. Să-mi iasă Iris, să pun pe tort. Și ăsta este tortul de la Lidl. După ce am fost la două Lidl-uri din Constanța, l-am găsit-o la Baba Novac. Da. Nu ne-am mai făcut eu. Eu l-am căutat. Așa. Acum trebuie să-l urnez. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Iris să trăiască, Iris să trăiască, la mulți ani. Hai, suflă! Suflă acum tare, suflă tare. Gata! Bravo! Bravo! E bun? E bun tortul? Niam, niam, niam. Dar nu e rece? Nu, mai l-am scos până am cântat, nu e rece. A. Așa e bun, rece. Mulțumim că ați fost alături de noi. V-am pupat și spor să aveți în toate. Zi frumoasă!